comisia de specialitate și dacă sunt discuții, vă stau la dispoziție, vă dăm vorul cu doamna Contabilă. Comisia numărul 1 economică, iată acest proiect și a fost aprins în laborator. Vă mulțumesc. Îi invit pe domnul și doamna consilier la discuție. La un cuvânt, doamne. Proiectul de hotărâre care prevede rectificarea bugetară a fost supus mai întâi atenției Comisiei Economice, care a studiat acest document și a constatat că sumele rectificate au fost dirijate spre o cintură scumpării către finalizarea unor proiecte importante pentru comunitatea noastră. Eu nu pot decât să apreciez această rectificare bugetară și să obținem și pe viitor la fel de rezultate bune. Felicitări pentru implicare și pentru efortul depus. Primul rând, dumneavoastră, ce implicații din compartimentul de specialitate. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă mai văd o singură observație, care dumneavoastră deja invită, dar poate vine că amintim, poate că suntem într-un spațiu public. Și pur și simplu pot ajuta la corecta înțelegere și la ceea ce se poate numi interesul administratorii publice. Dacă vreți, în concordanță și cu strategia locală și cu viziunea implicită acestei strategii, și anume faptul că împreună cele două componente și partea de execuție pe care anuarea să o reprezint și dumneavoastră ca deliberativ am gestionat cu aceste și eu zic bune rezultate relația noastră cu activitățile economice de pe teritoriul administrat. Faptul că ne-au intrat sume noi și de multe ori pe parcurs de exercițiului bugetar, înseamnă că aceste economici și prin ceea ce facem noi, spunem, prin atenția cu care gestionăm această relație cu activitatea economică, cu agentul economic, această relație este pozitivă. Ca dovadă că ne-au intrat de fiecare dată, ne intră sume de bani pe care se putem utiliza, după cum vedeți, atât pentru secțiunea de funcționare din administrația locală, cât și pentru secțiunea de dezvoltare. Atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva. Dacă nu mai sunt vorba la cuvânt, se supune spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al UAT Muntenești din anul 2015. Inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. După cum se poate intui, chiar de o manieră implicită, am anunțat deja, acest proiect de hotărâre are legătură cu ceea ce la un moment dat am anunțat în preambulul ședinței, și anume preocuparea administrației atât pentru secțiunea de funcționare a bugetului în relațiile legale pe care le avem cu instituțiile din comunitate, vorbeam de școală mai înainte, dar în egală măsură, atenția cu care încercăm să rezolvăm și problemele legate de secțiunea de dezvoltare, poate e partea cea mai importantă așteptată de comunitate și cei care ne-au trimis aici, investiții. Dumneavoastră spuneam mai înainte, ați aprobat, ați deliberat, ați aprobat documentația în prima fază pentru executarea acestor investiții și proiectul de față nu face decât să continue aceste demersuri în sensul de a
dar și resursele financiare. Am aprobat documentarea asta ca să le executăm. Trebuie să avem bani, de mai simplu spuse, și trebuie să avem documentația cadare până la autoritate inclusiv. Aș face observația aici. Noi suntem pregătiți să le aducem la îndeplinire aceste proiecte. Avem suficientă experiență, numai că nu întotdeauna toate condiționările depind de administrația locală. Mai depindem și de alte niveluri ale administrației, de administrația județeană, și aici va fi cu toată responsabilitatea. Suntem un pic dezamăgiți, pentru că această documentație, autoritățile emise de Consiliul Județean au întârziat. Aș estima așa, pentru domnul de ei și multe dintre ele, din motive pur și simplu de interpretare, reinterpretare de ceea ce numește birocratie. Noi o să începem cât putem anul acesta, depindem de condițiile de vreme, în primul rând. Banii rămân, vom continua în exercițiul bugetar următor. Asta este. Spuneam că acest proiect de hotărâre vă propune să deliberați și să aprobați utilizarea exercițiului bugetar, adică ceea ce a rămas necheltuit din exercițiul bugetar precedent. El se află în trezorerie. Avem ocazia din ceea ce nu am utilizat în exercițiul de bugetare aferent anului 2015, să asigurăm finanțarea pentru acest an conform legii de finanțe publice locale. O să reamintesc proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea utilizării excedentului bugetar al Comunei Bucăreni din anul 2015, sumă de 126.102,77 lei, pentru finanțarea unor investiții care se regăsesc în lista de investiții de anul 2016, aprobată de către Consiliul Local al Comunei Bucăreni din Bacău. Articolul al doilea este cel pe care îl cunoașteți, de obicei, în asemenea cazuri. După aprobare, primarul Comunei și doamna Năcăuteanu Romene, consilieră în aparatul de specialitate al primarul Comunei Bucăreni, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, sună oarecum identic. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Cine Vasile, vor comunica hotărârea primarului Comunei Bucăreni, compartimentul de interconsabilitate și instituție pe criteriul județului de Bacău. Atât, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Comisia Economică. Consiliu, pentru a prezenta raportul. Comisia Economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Invite domnul Dacă nu sunt luat la cuvânt, se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții a OAT Bobdănești, județul Bacău, pe anul 2016, inițiator domnul Cuvânt. Pentru că și discuțiile anterioare din partea de rectificare de dată au cantonat în zona investițiilor, acest proiect de hotărâre rămâne, deci continuă discuțiile. Am spus că avem o listă de investiții, un program de investiții, să-i spunem, pentru anul 2016. Am mai precizat la motivele rectificării că o parte din credite merg pentru secțiunea de funcționare. Am explicat și unde. Iar o altă parte merg pe secțiunea de dezvoltare în dublu sens. În sensul modificării valorice și în sens cantitativ. Apar noi investiții. Am dat, de exemplu, generatorul pentru
administrației locale, mai precis pentru funcționarea sediului. Da. Și de asemenea un calculator pentru compartimentul taxe și impozite de ei, care este oposit prin încărcat și trebuie schimbat propriul dispozitiv, tot în categoria obligațiilor fixe, chiar dacă nu spune sub aspect spațial, atât sub aspect dimensiunilor foarte mult, dar ca valoare și financiar și ca valoare de întrebuințat, înseamnă foarte mult. La un moment dat, nu mai poți opera la impozite și taxe și nu mai poți elibera chitanțe. Și atunci avem o problemă, inclusiv de credibilitate. Înțeleagă cineva că nu mai elibera chitanțe și se întâmplă ceva cu banii care trebuie plătit. Deocamdată, îl mulțumesc. Domnul Consiliu Iacu. Avem de lucru. Da. Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Invit pe domnul și doamnă modernizare de locale satele Bogdănești și Filipești, Comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul Tuman. Mulțumesc. Înainte de a prezenta propriu-zis proiectul de hotărâre, aș lega în mod feric, pentru că vedeți și acest al patrulea alt proiect de hotărâre, rămâne tot în zona finanțelor publice locale. Două semnificații aș menționa aici. În primul rând, este un proiect fără precedent. Este prima dată când suntem puși în fața acestei probleme. Și a doua semnificație, am prezentat-o aici, poate am făcut-o la modul involuntar, dar în mod sigur, la modul conștient, responsabil. Atenția noastră în gestionarea relațiilor cu agenții economici care și-au sediu sau desfășoară activitatea pe teritoriul comune. Se pleacă de la finanțarea pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Există aici un cadru legal, ordonat de ordinea a Guvernului 28 din 2013, după cum ne-am amintit. Avem un contract de finanțare, nu numai noi. Foarte multe primării din țară au accesat, cred că una din reușitele, mă rog, guvernării trecute, guvernării recente, asta are mai puțin important, noi că suntem sub comandamentul administrativ, partea politică nu și are rost. Aici, personal, eu cred că avem motive să apreciem acest program. Și vă pot informa că suntem în fază de încheiere a execuției proiectului pentru care am obținut finanțare la Ministerul Dezvoltării, care ați avut onoarea să reprezentați deliberativul și în mandatul trecut. Știți că avem un proiect de modernizare a drumurilor. Într-o expresie fizică de vreo 4 km și 170 de metri, vineri are loc recepția lucrărilor. Le-am încheiat. Și revenim la ideea de onestă și atentă gestionarea relației cu agenții economici, constructorul și-o spunea lucrării și-o vrea bani.
Normal, conform normelor de aplicare, este un ordin al ministrului de obicei, îl aveți în documentație aici, prin care se precizează cum se derulează fluxul financiar între cel care asigură bani în baza contractului de finanțare pe care îl are Comuna Bogdănești și Ministerul. Și la un moment dat se precizează, deci există un cadru legal, am văzut documentația, am văzut inclusiv o adresă din partea Ministerului, care ne atenționează că banii s-au terminat. E posibil să mai primim pe exercițiu financiar curent, de până la sfârșitul acestui an, bani, dacă Ministerul va dispune subiect. Se discută, de exemplu, despre o rectificare la nivel de guvern, ca să poată acoperi documentele de plată. Noi am trimis copii după factura pe care ne-a trimis-o Sironacu, cel care execută lucrările. Am trimis o anexă specială prevăzută de aceste norme metodologice, care ne-a fost returnate. Și conform acelor norme metodologice, care conferă aplicabilitate acelei ordonanțe de urgență care fundamentează programul. Acolo se prevede clar că cel mai bun explicație le-ați putut vedea la documentația emisă, nu de noi, poate suntem mai subiecti, să spun, deci nu ne terminăm, să restăm în timp cadrul legal. Când se termină banii, avem două soluții. Dacă și una dintre soluții, în afară de cea expusă de la Ministerul, să revină cu bani, dacă Ministerul nu va avea bani la sfârșitul anului, banii primim pe exercițiul bugetar următor. Așa spune actul normativ și asta prevede orice dispoziție care reglementează fluxul financiar în țara asta. Când Ministerul de Hotărâri își va proiecta bugetul pe anul următor, va fi obligat să onoreze angajamentele financiare. Pentru că avem deja un adițional la contractul inițial cu Ministerul de Hotărâri, care se numește exact angajament financiar. Prima dată trebuie să-și privadă în bugetul pe anul următor angajamentele financiare. Contractul dintre Comuna Bogdănești și Ministerul de Dezvoltare înseamnă un angajament financiar. Și după aia mai prinde credite pentru alte investiții care vor fi executate bugetar următor. Mai ales că noi lucrările sunt de la finalizate. Asta a fost și înțelegerea noastră, dacă vă vedeți, filozofia noastră. Dacă lucrurile au fost efectuate, ele trebuie plătite. Nici eu, nici contabilitatea, nici dumneavoastră, nu cred că putem pune problema altfel. Adică nu ne-am propus ca să bătăm în faliment un atent economic. Pentru că nu e normal. Nu e moral, nu e moral și nu e nici legal. Ales că din Olandă trăiește și asemenea evenimente. Am înțeles, de exemplu, la Comuna Căiuț, care are de la vreo 13 miliarde, și acolo lucrurile sunt văzute altfel. E responsabilitatea lor, e comportamentul lor, pe care răspunde de ceea ce face și legal și moral. Deci, tot legal, când avem posibilitatea să plătim din banii noștri, urmând a fi compensat, deci a primi suma respectivă de la Ministerul Dezvoltării. Eu personal o fac cu toată convingerea și cred că și dumneavoastră aveți această bună intenție de a gestiona corect situația și aveți convingerea că este o decizie legală, o hotărâre legală pentru instituția pe care o reprezentam. Și acum o să dau ce cere proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea autorității sume de 366.600
604.18 lei din bugetul Comunei Pomărești pentru efectuarea plății unor lucrări efectuate în cadrul PNDV pentru obiectivul de investiție anotat. Citesc, modernizare drumuri locale în satele de Bogdare, Sfântul Comunarea Bogdarei de Zăbacau, urmăția citată. Articolul al doilea, după aprobare, primarul Comunei și doamna Răzăudeană România, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdarei, vor duce la îndeplinire hotărârii. Și articolul al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Țeliu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdarei și compartimentului financiar contabilizat și instituției prefectului județului Bacău. Deocamdată, dacă mai doriți și alte informații, fără îndeală pot să încercăm să clarificăm până la capăt. Comisia Numărul 1 Economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Acest proiect de modernizare a drumurilor locale a fost o idee de mare aventură pentru comunitatea noastră. A fost și este apreciat de întreaga comunitate și de aceea eu cred că este firesc să facem și noi datoria și să pronunțăm ceea ce se cuvine accentul economic. Deci eu sunt de acord cu acest proiect. Cred că este la sentimentul tuturor. Mulțumesc. Dacă mai greu știți cineva? Dacă vreau scurt intervenție aici, un adagiu la plicerul făcut de doamna Cătănele, credemul de lucru pentru vorbite, eu spun că în mod sigur nu chiar de toată comunitatea. Unde ar fi dorit să se facă proiect un proiect pentru fiecare, pentru persoane individuale. Da. Deci, că nu este un impact pe tot. Proiectul este făcut de specialiști, este verificat de specialiști, prima parte către primărie. Noi am propus, dar din punct de vedere tehnic, aici sunt niște standarde legale. Dar, într-adevăr, fac această afirmație că marea majoritate e apreciată, într-adevăr. Ea nu rămâne pentru că suntem la momentul de închidere. Să vă mulțumesc și pentru bunăvoința dumneavoastră, ca să înțeles corect, dar am deliberat în mod firesc și am conlucrat la realizarea acestei investiții. Chiar vă mulțumesc, sincer. Mulțumesc și oamenilor din comunitate pentru răbdare. Nu este ușor de gestionat. Lucrurile se întâmplă peste tot, dar tot ceea ce s-a desfășurat, s-a desfășurat într-un cadru legal. Am încercat să ameliorăm, să adaptăm proiectul. Consider, în general, un proiect bun, reușit, inclusiv din punct de vedere tehnic. Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Mai sunt. O doamnă din spate, o să fac cum se va. Da, da, da. Să puneți că da, mai trebuie. Deci dacă apoi. Dacă nu mai sunt vor la cuvânt, se spune spre aprobarea acestui. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct. Solicitări adresate Consiliului Local București. Deci nu sunt solicitări, sunt scris adresate Consiliul Local. Să pun țeava, să pun treaba.
știu dacă cineva vrea să locuiască acolo, în halul ăsta, cum mi-a făcut mie. Ca o rămare în stâmpul de curent electric, s-a scos în pământarele de acolo, nu interesa să vă nimeni. Gavăra aia e făcut acolo, e plină cu apă. Poate să cadă un copil, poate să cadă un om. Nimeni nu interesează. Mi s-a închis ușurile și am fost poftit afară. Părie, pentru că am vrut să spun și eu ce mă doare și să vadă că lucrarea există acolo, să vină să fie filmată, să vadă dacă, într-adevăr, acolo a fost un proiect bun făcut. Zic, cel mai bine, făcut o cerere scrisă. Am făcut o cerere scrisă, am depus-o la domnul primar solicit să mi se dea un răspuns, să vină și o comisie la fața locului. Eu nu știu, nespănim, ne-am vorbit frumos, am spus ce mă doare. Gunoiul nu poate intra până la noi, trebuie să ne plimbăm noi cu gunoiul, să venim până la grădinară, să aducem tomberonul cu gunoi, să nu se... Dar cum e posibil așa ceva? Și noi plătim cu boze și noi suntem oameni din comun Bogdănești, nu? Suntem nevoiți să plecăm din comun pentru motivele astea. Eu de când știu eu și am fost aici copil crescut în Bogdănești, eu n-am fost noroi, a fost. Pe stradă la noi. Dar ca să curgă apa, să nu umpli grădina de apă, să nu poți să spui și tu o ceapă sau un pătrunjel în grădină, noi n-am avut așa ceva. Șoseaua există, este acolo, se poate vedea, nu mint, nu exagerez, s-a stricat gardurile și pe o parte și pe alta. Îmi spune domn primar, să iau eu, să pun mâna la muncă și să fac foarte frumos în fața curții. Când a fost vorba, a zis că e drum public. Acum, când e vorba de făcut omenește ca la fiecare om, nu, eu să pun mâna la muncă. Bărbatul meu pe rad, eu sunt bolnav, după așa mare de capul meu. Mi-a lăsat numai pe troaie în bolovare, și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Mi-a mutat râul, care l-a făcut domnul viceprimar, cu ani în urmă, încărcat, ca să nu mai fie noroi, a venit cu balastul după gârlă, l-a plântit acolo, vinul o bătătorit un pic, a înălțat drumul la într-un car fără relat. Acum eu să suport apa la nimeni tot. Cum e posibil așa ceva? Eu impozitul la fiecare început de anul nu și-am plătit omenește frumos. N-am nimic cu nimeni, apreciez ce se lucrează cu mâna Bogdănești, dar să fie pentru toată lumea la fel. O să ne consultăm și o să primiți un răspuns, dar nu e mai mult. Nu, dar eu chiar doresc să am o intervenție și mă bucur că doamna aici. Într-adevăr, ea a adresat o sesizare primăriei. Deja răspunsul este redactat. Ne-a solicitat răspuns în centele. Între timp am informat că s-a adresat și inspectoratul de stat în construcții, care are un reprezentant în persoana unui inspector, la un examen inspector delegat, să participă la recepție. Deci, o să primească răspunsul solicitat în termenul solicitat, în termen de recenziune. Atât. Mulțumesc. Dar vreau recenzia să fie făcută așa și în prezența noastră, numai ca să fie lătrucei. Și să dea o semnătură, dar e făcută recenția și e foarte bine. Dă și să vă informez pe doamna Roanită că nu eu ca primar fac recepte. Este o comisie. Tocmai eu sunt numai invitat și dacă comisia va spune că comisia de proiectul a fost executat corect, repet, nu întâmplător am făcut afirmația aici, că documentația pentru execuția proiectului a fost făcută de niște specialiști. Există acolo un verificator la autoritate. Eu nu am competență tehnică ca primar, am competență stabilită prin legea administrației publice locale. Cu răbăința am acolo. Am fost la fața locului, am încercat să mediez, să ameliorez situații care au fost împreună cu domnul viceprimar. Am făcut observația într-adevăr, observații personală, așa mai departe. Din sumele prevăzute în proiect și conform legii din alte publice locale, noi nu putem executa și traversă podete. Pentru că n-ar fi legală și ar fi sumii imputabile. Doamna contabilă este aici, când vine în Curtea de Conturi. Fiecare dintre noi, la un moment dat, am fost puși în situație să ne rezolvăm problemele, deci să
pune mâna la muncă. Și am pus mâna la muncă acasă și dacă locuiesc la o zonă aferentă Târgului Național, mi-am realizat atâtea traversări, două pădețe, mă rog, câte au fost nevoie ca să pot avea acces. Deci am pus mâna la treabă. Am avut foarte multă răbdare în gestionarea acestei situații și când s-a terminat discuția, am spus bună ziua. Atâta tot. Nu știu la ce vă referiți, vreau să punem mâna la muncă. Ce să punem mâna la muncă? Eu nu. Nu, că mi-ați spus asta și în primărie. Și m-a și poftit afară. E normal, asta e normal. Cum mai pune eu și mâna la muncă, dar eu nu vreau să continui. Dar cum să pun eu mâna la muncă? Ce să fac eu în cazul ăsta? Nu vreau să mă angajez într-o discuție inutilă cu doamna. Am spus că eu am făcut o sesizare. Mi-a solicitat un răspuns care este redactat după cât știu și care să-l primească. Eu înțeleg, dar deocamdată este de mâncată. Mie cade peretele, vă spun, îmi cade peretele la bucătăria aia jos. Mi-am răpat ziua acolo, din cauza atâta apă. Dar cum să pun mâna la muncă? Să ies eu afară să fac eu șoseaua asta? Ce să fac eu? Nu? Sau să pun o țeavă. Mi-a explicat mie să pun o țeavă. Și apa nu trece, mi-a zis țeavă aia în curte la mine. E frică de țeavă, ce fac? Sau eu să dau alți bani din buzunar să pun pe niște țevi, să pun acolo așa ca să nu curgă și mi-a apa în curte. De ce n-ați mers în rigola la până sus? De ce ați lăsat-o așa? Acum n-ați lăsat-o. Acum eu nu sunt cu dumneavoastră, sunteți vinovat. Dar ca primare am venit la dumneavoastră. Dumneavoastră putea să spuneți mai departe. Că proiectantul ăla și-a luat banii și-a plecat. Nena Rotaru, spuneți. La treaba asta. Eu din 2 ani de tine, de când mă mai... Dar știu, ați mai fost. Când am venit cu domnul, am vrut cu asfaltarea, adică pregătirea drumurilor, eu de câte ori au fost, au pus candidatura pentru primar, au pus în fiecare dată, nu știu de unde o aducea el la asfalt, griblura aceea, au pus pe drumuri, au adus bulldozeri și au spus că oameni buni. Atunci mă asfalt. Atunci mă asfalt. A trecut 3 ani, 4 ani. Nu a fost nimică. Urmă, iar că mi-a pune candidatura aia. Doamne, vă spun. Dar n-are nicio legătură. Doamne, vă spun ce-a făcut. Ce-a făcut la mine acum. N-are legătură cu candidatura. Cu Biena, Biena, a pus acolo. În fața casă la mine, a pus atâta balastrii în loc. Și domnul primar, acum v-a adus bulldozerul și v-a luat un proiect, dar proiectantul cel mai mult. V-a adus pe jaga de curier, așa vei că e proiectantul. O pus cerușul acolo și l-a spus așa. L-a rătat eu, un muncitor, l-a spus așa. Dar pe aici e frate la colte la doară, îi spune, merge apa la drumul la patru. Și de acolo merg din partea mea. Nu respectează o venit, nu e vina cu domnul primar. E vina construcției. Da, are nicio vină. Nu mă respectă, doamnă, nu mă respectă cu atribuie. Ați venit ce a făcut acolo. Are la fântuie de la mine, am urmă de o strigată, și rostul la fântuie mea. Am două hidrofoare acolo. Și apele, dacă îngheață acolo, vine la fântuie mea acolo. I-a spus domnul primar, domnul Vizită era mai spus, unde s-a fost și-a spus domnul primar, ce fac cu pântima asta? Și cineva zice, stai și m-a dat țava de acolo și îl dădea și îl purc apă pe asfalt. I-a spus, e foarte bine, domnul primar, dacă vine noaptea, vine un pătrin și se chete pe ghizita la cea sau vine cu moașă, vine domnul Vizită, îi spune domnul Vizită, domnul Vizită, îi spune ce îi spune domnul primar acolo. Și oamenii nu aștept din comun. V-a spus așa, că știi că ce-am făcut în trenul meu? Erau făcut în trenul meu. Și dumneavoastră ce propuneți? Așa. Acum vă vedem cu asfaltul. Și nu-i pune și pe asfaltul. Vă vedem cu aia, cu griblura aceea.
poate. Tot la chior, o băut oamenii, au uitat la trebuie de la atelierul în grădina. Și ce vina are domnul primar cu toate chestia? Au băut domnii, că au lăsat utilajele domnul primar. Ce vina are? Nu, e numai, e utilajele la stanța aici, dar se o abia. Nu știu, să știți că utilajele sunt și la mine în poartă, face drumul la după oară, după oară, după oară, după oară, după oară, după oară, o venit o ploaie puternică, o venit două dinuri, el ce-a făcut un pins, se trușea la lama chiar. Și un pins cu pământul din avale, l-a pins la chiar. Deci un bărit cu pământul acela care l-a adus domnul primar cu 2 ani. De două ori au fost o asfaltat drumul ăla, de jucă în dată. Și acum, o venit ploaie așa. Da, doamna președinte, neamă să ne. Deci ca soluții. Deci dacă nu-i vinovat domnul primar, matale ai spus... Domnul primar m-a dat afară din gândire. Nu, o secundă. Da. Dacă nu este vinovat domnul primar, matale poți să te adresezi pentru o hârtie scrisă la proiectantul care a făcut proiectul respectiv și la executant. Dacă eventual executantul nu a respectat proiectul întocmit de către persoana autorizată. Deci, neapă să așteaptă un pic. Matale vii de fiecare dată cu aceeași poveste aici. Noi nu le ascultăm, dar noi nu putem să luăm nicio măsură. Nu ne fiind de specialitate, nici proiectant, nici arhitect, nici executant, nici domnul primar, nici domnul viceprimar, nici eu, degeaba ne te adresez nouă. Păi te adresez în scris, noi îți dăm, dacă vrei, adresa la proiectant, la executant, la cine vrei. Dar ți-o dăm. Domnul Sângă, deci vei, acum, uite, deci ședința este filmată. Vii acum după ședință și primești adresă, nu și faceți. Domnul prezentant. Eu am treabă cu... Stimați consilieri, eu ar simt din mai lucruri. Puteți asta, domnul consilier aici, da? Domnul Rotaru. Și nu mai luam la mea față gacul acolo. Nu păcat, nu v-a ridicat domnul Rotaru. Domnul Rotaru, ne-ați mai spus asta odată. Nu, mai mult. Eu spun ultimul lucru. Domnul Rotaru s-a mai adresat primărie, s-a mai adresat Consiliul Local, i-am dat răspuns. Bună ziua! Respect. Declară-mi să se lucrăm.